aș ruga pe distinși, aș fi invitați, în ideea în care oamenilor le plac poveștile, să ne spună fiecare, măcar câte un exemplu, ca mică poveste, despre un caz de, dintre numeroși pacienți pe care i-ați avut în zecile de ani, vindecați prin post. Până vă gândiți la un răspuns, o să dau și o mărturie, pentru că dumneavoastră s-ar putea să știți cazul respectiv, al unui om din județul Constanța, care a fost descoperit tânăr fiind un cancer. Omul s-a dus la părintele, la mănăstire, unde știți, și acolo părintele, cu binecuvântare, cu binecuvântarea părintelui, a ținut post 40 de zile, post negru, dar comuniunea de care vorbea domnul doctor a făcut ca acest post să fie dus la capăt și omul să se vindece de cancer în 40 de zile. A fost comuniunea părintelui, a omului, bolnav la momentul acela, și al maicilor care s-au rugat acolo 40 de zile, alături de el și de părintele. Vă rog. Cred că pot să vă... Cred că pot să vă dau un... să răspund la solicitare. Așa, să răspund la această întrebare, pentru că am bucuria de a vă împleti postul cu sportul gastric. Deci, atunci când postul nu este însoțit de rugăciune, eu îl numesc sport gastric. Și acum mă justific. Eu scriu și în carte cazul respectiv. Este un arhitect, trăiește, este în București. A fost diagnosticat arhitect tânăr, adică tânăr, avea vreo spre 50 de ani, 40 de ani, bea, fuma, n-avea nicio treabă cu nimic, cu nicio regulă de, cum să spun, de sănătate. Și la un moment dat a băgat el de seamă că doare în gât, că nu prea mai poate înghiți, dar mai putea bea și mai putea fuma, și așa că nu a băgat prea tare de seamă, era înalt, era slab, nu-i trebuia altceva, prea multă mâncare nu mâncase niciodată la viața lui. Da? A observat din ce în ce mai tare că nu mai poate nici înghiți ceea ce bea. Și asta a fost un semn de întrebare și a mers la clinica Hoceto, la profesorul Sarafolan, la tatăl. Asta se întâmpla prin 90. Și tatăl s-a uitat în gât, tatăl Sarafolan s-a uitat în gât și a spus: ai cancer, s-a rămas blocat. Cum? Adică nimeni nu se așteaptă la diagnosticul ăsta. Oricât de rău ți-ar fi, nu te aștepți să ai acest diagnostic. Cum? Cancer. Și mai trăiești 3 luni. Omul este foarte hâtru. L-am avut în vara asta, am făcut o conferință cu el la Constanța. Este foarte hâtru și mi-a spus, păi, zice, m-am gândit, m-am dus acasă. Și mi-am zis, am fumat, am băut, am făcut toate tâmpenile în viața asta. Ce așteptam să fie? Cancer. Bine, voi muri. Peste 3 luni nu voi mai fi. Dar 3 luni las băutura, dar nu stă așa de prost să las țigara, dar el las băutura că nu mai pot să înghit. Dar nu las țigara. Fum, mâncă, mai mergea. Și omul a mai băut apă cât a mai putut, a mai fumat, și totuși a mai băut câte ceva crud, lingura aia de pe care o făcea soția cu suc de sfecă sau ce mai reușea să strecoare pe gâtul lui. După 3 luni de post cu apă, l-aș numi, că altceva nu prea a reușit să înghită foarte mult, deci n-a făcut sucuri, se duce la Sarafoleanu și... Adică nu, stați așa, că a fost foarte frumos. Se culcă seara și zice, mâine se împlinesc 3 luni, deci eu mă scol mort. Adică mă scol mort. Zice, și-a luat la revedere de la soție, s-a așezat pe pat și acum a așteptat să vadă că moare. A dormit, nenorocirea a fost că s-a trezit. Și a zis, și ce fac acum? Acum, omul era pregătit să moară. S-a culcat liniștit că o să moară. Când s-a trezit, s-a speriat. Ce mă fac cu mine acum? S-a îmbrăcat,
a luat-o pe nevastă sa și au plecat la Sara Fuleanu. Să-i spună ce să facă cu el. Și Sara Fuleanu, când l-a văzut, care arăta mult mai rău după 3 luni decât înainte, i-a întors spatele și s-a închis în cabinet. Nici unul dintre cei de acolo n-au vrut să mai vorbească cu el. Omul avea un fiul pe care îl avea, că era un singur copil, era în Canada. L-a sunat, i-a spus care-i povestea, a vorbit cu ceva medici de acolo și i-a spus, trimite-mi analizele. Vreau să vă spun că era după 90, nu cred, era chiar înainte de 90. Ce credeți, ce analize a putut trimite domnul arhitect copilului lui? Alea cu care a fost diagnosticat. Deci nu și-a făcut altele noi. Cei care au văzut analizele acolo au zis, ăsta moare până când ajunge, dar hai să nu-i dăm, să nu-i spunem că să nu mai vină. Lasă-l să vină, dacă a trăit de atunci până acum, lasă-l să vină, dar mai bine n-are cum să fie, dacă de acolo refuză să pună mâna pe el. Deci n-a mai întrebat pe nimeni nimic. I-au mai luat 3 luni de zile să-și facă actele. Dar în perioada asta, când s-a întors acasă foarte dezamăgit de clinică, de atitudinea medicilor, el a zis că acum nu mai sunt prost nici să fumez și acum o dau pe sucuri. Și omul s-a apucat să-și facă sucuri de așa, de aia, de altă, de cura brăs, a început să o țină. Cine mai, a mai citit știe despre ce vorbesc. Bine, s-au făcut 6 luni, da, de post. Și a ajuns în Canada cu analizele de acum 6 luni, de atunci 6 luni, și se uită medicul la el și spune, ai o plombă pe care trebuie să ți-o rezolvi. Adică, n-ai nimic. Adică, ești vindecat. 16 ani a ținut post cu apă 40 de zile. Era un post fără binecuvântare, era un post fără rugăciune, drept pentru care omul în fiecare an slăbea, eu știu, 15-20 de kilograme și le punea după post. De asta îi și spun eu sport gastric. Și a făcut treaba asta până ne-am întâlnit. Ne-am întâlnit când avea 16 ani după ce se vindecase și după ce mi-a povestit și am făcut comentariu că el nu face cum trebuie pentru că ne ținând de aia și are variațiile astea de greutate pentru că el nu ține postul duhovnicesc, n-a mai ținut postul și nu mai poate ține nici acum, pentru că se străduie săracul să ajungă la duhovnicie și nu reușește. Deci nu reușește să spovedească, să se împărtășească și acum ține 4 zile cu apă, 3 zile cu sfeclă, 7 zile cu nu știu ce, adică nu reușește. Eu glumesc cu el, dacă o să vă uitați că este pe YouTube, așa, și își întreb domnul arhitect, păi dacă țineți post, de ce sunteți gras? Pentru că sunt pofticios, doamnă. Adică E un interviu drăguț acolo. Deci un om vindecat, dar vă aduc în discuție și lipsa de duhovnicie. Deci este vindecat și nevindecat. Știți? Foarte interesant este că în perioada asta soția a ținut cu el post. Permanent. Și acum ține la fel. Ce a observat? Și asta e un lucru de ținut minte. El este traducător, este profesor de engleză și a tradus toată viața lui ca și traducătoare. Ea îmi spunea așa, că în postul cu apă, într-o săptămână, ea făcea munca de traducere dintr-o lună. Așa un clar mental reușea să aibă și așa o energie după o săptămână, zice, eu eram alt om. Da, vă mulțumesc! Întâmplarea asta mai are o semnificație, doamna doctor. Nu e bine să creadă bolnavii prea tare în doctorii. Nu așa a fost. Da. Există mulți bolnavi care beneficiază de terapia prin post. Există și pe site-uri un film care se cheamă Postul negru cu apă. Este vorba de sanatorul din Goriatchinsk, o localitate pe malul lacului Baikal, care a fost înființat în 1915 sau 12, după ce medicul din vremea aceea a observat că un bolnav cu schizofrenie s-a vindecat cu un post cu apă.
să-i spunem negru cu apă, așa, cu sintagmă. Așa. El a avut până în momentul de față acest sanatoriu peste 100.000 de bolnavi. Și au o experiență acolo, destul de mare. Și sanatoriul ăsta a trecut prin multe aventuri de-a lungul secolului. Lenin și acoliții lui au aflat că există, la scurt timp după Revoluția Bolșevică, și au interpretat că este un spital cu o practică mistică și că trebuie ras din temelii. Dar un ministru al lor a avut un băiat dependent de droguri și întâmplarea l-a dus acolo și a scăpat de adicție. Și atunci ministrul ăsta le-a spus la Kremlin, nu-l distrugeți, că este o metodă prin care noi putem să învățăm soldații noștri să lupte fără să mănânce. Și le-a convenit la comuniști ăștia asta foarte mult. Și așa a fost salvat sanatoriul și în ziua de astăzi. Acum e pe mâini bune și lucrează științific acolo. Eu am avut un pacient român din Germania, care a stat acolo mai mulți ani să facă și el bani pentru familie, în construcții. Și printre părăcile alea de la nemți, probabil că nu mai sunt acum chiar așa disciplinați, el avea o priză și un reșou și o tigaie. Și cea mai ieftină mâncare, dimineața o friptură, la prânz o friptură și seara o friptură. Nu lipsea mult de la servici și așa au trecut niște ani. Și la un moment dat a avut o durere în epigastru, în capul pieptului, s-a dus și au făcut o endoscopie și au descoperit un cancer gastric. Doctorul gastroenterolog i-a spus, nu scapi fără operație. Ai o tumoră în stomac, nu este mare, dar acum dacă o operezi, ai șanse să mai trăiești niște ani. El s-a speriat atât de tare, încât s-a dus acasă și vreo 3 luni a mâncat numai frunze. A trecut într-o extremă, săracul, de frică. Un post mai dur decât recomandăm noi, de obicei. Dar după 3 luni și-a repetat endoscopia și tumora a dispărut, pur și simplu. S-a dus, a scos tigaia din nou și și-a reluat obiceiul și după încă câteva luni tumora a crescut mult mai mare decât prima. Și l-am întrebat, de ce ai scos tigaia, domnule? Păi și dumneavoastră nu înțelegeți că m-am făcut bine? Deci, e problema, când am scris eu o carte despre vindecarea prin credință, am citat un teolog acolo care spune că vindecarea este un proces continuu. E ca la vindecarea duhovnicească a Sfântului Antonie. Marele Antonie, știți povestea lui? Că sufletul lui urca spre cer și diavolul era în urma lui și i-a zis, mi-ai scăpat, Antonie. Și el a zis, încă nu. Pentru că nu ajunsese încă la porțile raiului. Și interpretarea Sfinților Părinți spune că dacă ar fi zis, da, diavole, am scăpat, l-ar fi luat. Că s-a trofit cu puțin înainte de clipa mântuirii. De aceea trebuie să fim atenți tot timpul și să nu facem excese. Mă refer la oamenii sănătoși, ei sunt tentați să facă excese. În secolul acesta, probabil datorită azotiților din carne și benzoatului de sodiu, care schimbă organoleptic alimentul și cresc pofta de salam. Știți că poporul român mănâncă cu 20% mai mult salam decât media europeană. De aceea are și cancer de colon și de stomac
într-o incidență mai mare decât alte țări. Câțiva ani a fost pe locul 1 incidența cancerului de tub digestiv la români, acum a căzut pe locul 2 în Europa. Dar e mare, e mare. Și crește apetitul foarte mult. De aceea trebuie să mâncăm alimentul curat, așa ca la geneză, pentru că atunci instinctul alimentar e reglat perfect, fără efort. Fără alte întrebări. Într-un manuscris secund la Boc, am citit, dumneavoastră scria că omului îi trebuie oxigen, glicogen, somn, paza hormonilor și concepții de viață creștină. Aș fi vrut să vă întreb pe domnirea voastră ce loc ocupă povestea aceasta a somnului și a oxigenului în întreg postul. În epoca când lucram la spitalul de urgență, pentru că pe vremea aceea urgențele majore, infarctul miocardic, sinuciderile, comele, etc., trebuiau aduse numai la noi. Acum au preluat toate spitalele din București caracterul de urgență și se pot duce. Pe vremea aceea veneau numai la noi. Noi aveam o statistică foarte mare de cazuistică pe urgențele majore. Am avut de-a lungul anilor mulți bolnavi cu infarct miocardic acut, tineri. Teoria care și acum mai domină în medicină este că atunci când coronarele se obstruează progresiv sau brusc, vasele proprii de irigație ale inimii, la un moment dat, când obstrucția este completă sau aproape completă, apare infarctul ca o necroză a mușchiului miocardic în aval de obstrucție. Ei bine, profesorul m-a pus să fac o statistică pe toate cazurile cu infarct sub 50 de ani, ceea ce noi consideram un infarct la omul tânăr. Bref, statistica arăta, în final, sigur că n-aveau ateroscleroză nici la cei care mureau și aveam analiza necroptică a inimii și a miocardului, dovedea că ei nu au ateroscleroză pe coronare, nu au scleroză coronariană. Dar ce aveau? 80% din ei aveau niște meserii prin care își suprimau somnul de noapte. Suprimarea somnului de noapte a apărut în ziua, în secolul XIX, când a apărut industria în Anglia, în Europa occidentală și au trebuit să se lucreze în ture, transportul, spitalele mari de gardă, spitalele publice, etc. Asta este un efect demonstrat pe o cercetare clinică pe 3.000 de cazuri, pe atât am lucrat eu atunci, deci are valabilitate statistică. Acum, mai nou, anul trecut am citit un studiu făcut pe 3 capitale din lume unde nu s-a lăsat întunericul niciodată. Este vorba de Paris, de Tokyo și de New York sau de Londra. Pentru că acum orașele sunt luminate, de când există de 100 de ani luminatul stradal în marile capitale care au avut și bani și au permis, în Belgia de exemplu, și autostrăzile sunt luminate. Ei bine, omul are înscris în el, de la Geneză, capitolul 1, când e vorba de a doua zi a creației, cred. S-a făcut soarele și ziua și noaptea. Noi avem în noi hormoni care cresc spre seară și scade concentrația spre dimineață. Așa este și melatonina, de exemplu. Așa este și alcoolul de hidrogenază, enzima care metabolizează alcoolul. De aceea, vedeți, dacă treceți printr-un sat și vedeți dimineața, la primele ore, un om care a intrat în cârciumă, ăla se îmbată foarte repede, pentru că dimineața alcoolul de hidrogenază e într-o concentrație foarte mică,
și nu poate să metabolizeze repede alcoolul. Deci, ființa umană este legată ancestral de ritmul circadian, așa numim noi ritmul zi-noapte, ritm circadian. Și nu avem voie să-l încălcăm, că suntem pedepsiți. Asta e cu somnul. Tinerii călugări vor să facă o asceză rapidă, așa, să ajungă repede la a nu mai dormi și a se ruga tot timpul și așa. Și îl întrebau pe părintele Teofil Păreanu la conferințe: părinte Matale, ce faci când ți-e somn? Și el răspundea: dorm. Pentru că își respecta instinctul acesta, stare veche somn, veche somn, veche somn. Da? Și în capitalele acestea, care au fost cercetate din punctul de vedere al iluminării și al alungării întunericului, putem face o întrebare și în sală așa: câți v-ați uitat în urmă, în ultimele săptămâni, la cer, noaptea, să vedeți stelele? Și cred că nu v-ați uitat mulți, cred eu. Așa. Că e lumina pe pământ multă și nu mai ești tentat. Așa. Cercetătorii au constatat cancer de sân mai mult în aceste capitale, poluarea luminoasă, urmesc ei, și nevroze mai multe. Asta e explicabil prin faptul că e insomnia. Nu știu însă cancerul de sân cum s-a explicat, decât eventual printr-o dereglare hormonală indusă de hormonii estrogeni și progestativ, tot datorită luminii din timpul nopții, când de fapt ar trebui să fie întuneric. La ce mai zicea părintele? Cu oxigen și glicogen. Cu oxigenul. Referitor la efort și partea și aspectul fizic al trupului și cum îți pui la cale trupul. Deci te îngrijești inclusiv de trup. Da. În 1937 a fost prima cercetare pentru care s-a luat premiul Nobel pentru medicină, Otto Warburg, care a demonstrat că celula canceroasă moare în prezența oxigenului. Și de atunci, mă rog, tot există preocupări în sensul acesta, așa, ca să se intre în practica medicală. Da. Eu vă povestesc așa anecdotic ceva legat de oxigen și de cancer. Eu mă străduiesc cu piedicile tipice perioadei noastre în care trăim să deschid un spital de recuperare oncologică undeva în Valea Nerei și după multe piedici, după multe frâne, după multe agresiuni, așa, sunt diferite forme, nu fizice, dar atacuri în presă, reclamații, așa, mă apropie de final. Și la un moment dat, beneficiind de legea fundațiilor de utilitate publică, așa cum e fundația noastră, am obținut o finanțare de la Guvernul României. Și în comisia care a aprobat finanțarea de 4 milioane de euro, s-a pus la vot și din 20 de persoane care erau în comisie, o fetiță așa de vreo 30 de ani s-a ridicat și a zis: eu mă împotrivesc. Și directoarea generală i-a spus: ok, nu mai contează acum, oricum s-a aprobat, că ești în minoritate, dar avem o curiozitate, spune-ne și nouă de ce te împotrivești. Și a zis: pentru că domnul doctor Chirilă a proiectat în această clinică o cameră de oxigenoterapie hiperbară. Acest instrument există în toată lumea, mai mult sau mai puțin. În România nu există. Există una singură la Constanța, dar nu o folosește pentru cancer patronul respectiv, pentru alte boli. Și a întrebat-o: dar ce ai tu cu camera asta? Păi, eu am auzit că în această cameră intră Madonna și Lady Gaga să-și trateze ridurile. Ok? Ia că faceți o secție de frumusețare. Da. La nera. Deși
și bolnavi de cancer merită să fie frumoși. N-ar fi o problemă asta, dar în toate capitalele lumii există această cameră de oxigenoterapie hiperbară pentru tratarea efectelor secundare ale chimioterapiei și ale radioterapiei, pentru că oxigenul vine, plus terapia pentru cancer, care așa. Deci, e adevărat, Părintele Arsenie avea dreptate. Acum există studii pe zona asta foarte mult. Eu am găsit zeci de studii de la Karolinska Hospital din Stockholm până în Japonia. În fine, am depășit. Apropo de camerele respective, dar ca și efort fizic continuu, fiecare zi, în sensul ăsta, are relevanță, inclusiv în cadrul postului. Există un doctor Schreiber, dacă mai există. E un doctor psihiatru francez care a trăit în America și a făcut o cercetare acolo. A cerut șeful să facă o cercetare pe el însuși, cu încă doi colegi. Și când și-a făcut o imagistică la creier, a văzut că are un glioblastom, un cancer cerebral foarte agresiv. Și el, după ani de zile de supraviețuire, își descrie viața lui și lupta lui pentru a se vindeca de acest cancer. Și una din luptele lui a fost și cu sistemul. Așa ca și la noi cu fetița, cu camera hiperbară. Așa. Și dă un studiu acolo, american, unde o clinică americană a făcut, a împărțit în două femeile cu cancer de sân. Pe unele le-a pus să se plimbe în fiecare zi o oră, la pas, și pe altele nu. Și alea care s-au plimbat au trăit cu 40% mai mult decât cele care nu s-au plimbat. Aici e vorba de efectul kinetoterapiei, a mișcării în cancer. Da. Dar pentru că e o adunare creștinească, pot să vă spun idealul de mișcare. Așa. Am avut o studentă care mi-a cerut să o ajut să-i conduc o lucrare de licență, mare pasionată de metanie. Făcea metanie toată ziua. Și am vorbit cu un profesor care avea un aparat care înregistra simultan bătăile cardiace, numărul de respirații pe minut, tensiunea arterială și grupele musculare care intrau la un moment dat în activitate. Și ea a făcut o lucrare de licență foarte frumoasă, în care a dovedit niște manifestări în organismul ei care se abăteau de la regula pe care noi am învățat-o la facultate. Deci, în timpul efortului de a face metanii, alura ventriculară nu creștea. Orice om, când aleargă un pic, inima îi bate mai repede. La ea nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Numărul de respirații nu creștea, în ciuda efortului de a face metanie. Și circa 80% din grupele musculare erau antrenate în acest tip de mișcare pe care noi îl numim metanie. La vreun an, doi după asta, mi-a intrat în cabinet o doamnă care locuia în Japonia și a dus-o pe mama ei acolo când avea 60 de ani. A luat-o din România. Și a trăit până la 90 și ceva de ani. Și curios așa, curiozitate profesională, am întrebat-o ce stil de viață avea mama ei. Da. Mi-a spus, nu avea nimic deosebit din punctul de vedere al alimentației. Numai că eu așa m-am pomenit cu ea și în Japonia și-a continuat obiceiul până cu o zi înainte de moarte. Făcea o oră pe zi metanie. Asta. La 90 de ani. Să așa să vă mulțumesc pentru că mi-ați deschis mintea din atâtea puncte de vedere și mă bucur tare mult că sunt în seara asta aici. Aș vrea să vă întreb, adresez întrebarea către tuturor, am o problemă cu care mă confrunt.
și nu știu exact cum să răspund la ea. Cum ați spus, sunt un pic emoționată și nu o să mă opresc emoția asta. Ai o suferință oarecare? Tatăl meu are probleme cu alcool și mă rog pentru el. Și încerc să împreună cu mama și cu fratele meu să facem cumva să îl ajutăm să se iasă din această patimă pe care o are de foarte mulți ani. Și de multe ori suntem la masă și ne spune să lăsăm cu prostiile, că oricum medicul recomandă să bea un pahar de vin roșu, că face bine. Și mă întreb ce argument aș putea să-i dau. Din punct de vedere teologic, nu prea pot să-i spun nimic, încă nu-l acceptă pe Dumnezeu. Spune că el crede că există Dumnezeu, dar doar acolo se opresc lucruri. Și atunci mă întreb ce argument aș putea să-i dau, care să vină din partea unui medic totuși, să-i stârnească cumva o întrebare și să facă să se gândească dacă mi-ar fi totuși bine să renunțe. N-am cum să-i spun, nu mai bea, oricum nu mă ascult. Un pahar de vin este medicament. Două pahare de vin înseamnă aliment. Și trei pahare de vin înseamnă o travă. Să luăm aminte că paharul de vin are 100 de mililitri. Deci dacă bei un pahar de vin la masă și muncești, probabil că nu e o nenorocire. Dar când spui cuvântul alcoolic, înseamnă că este manifestarea alcoolului în om. Este foarte greu să faci ceva cu cineva pentru că tu vrei. Trebuie să dovedești suficient, e ușor să spui ce spun eu acum, dar nu e ușor să faci. Să dovedești suficientă înțelepciune, să arăți dragoste fără să-i spui că vrei. Din experiența mea profesională vă spun că este o patimă grea. Dar nu știu pe cineva să se fi vindecat pentru că cel din casă a dorit. Știu însă că au renunțat când au fost bolnavi și când au fost bolnavi n-au avut încotro și au văzut că nu se mai întâmplă, nu ce mai face. Și mai știu încă un caz în care bunicul a renunțat când nepoțelul, care avea vreo 2-3 ani, a spus nu te mai iubesc, că miroși urât. Și odată și de 20 de 3 ori și ia că sensibilitatea adultului și bunicului față de nepot a fost atât de puternică încât a renunțat la patima lui. Nu știu ce să vă spun. Chiar ca medical nu știu dacă există un tratament eficient. Există un belgian, îl cheamă Georges Pommier. El are într-o carte a lui o rețetă simplă, o tinctură de capsicum. Capsicum annuum este ardeiul iude, pe numele lui botanic. Și această tinctură se găsește, sau poți să o faci și singură în casă și trebuie să încercați. Eu am văzut mai mulți bolnavi. Nu acționează în 100% din cazuri. Dar știți cine îmi cere tinctura asta foarte mult? Preoții din parohii și preotesele, ca să preoteasa se ocupă de enoriași, de oameni cu probleme, așa. Știți că Apostolul Pavel îi spune lui Timotei să bea puțin vin pentru desele tale slăbiciuni și pentru stomacul tău. Dar Ioan Gură Daur comentează acest text la Timotei și spune că poți să bei puțin vin, ceea ce înseamnă în unitățile de volum ale Vechiului Testament o uncie, adică 49,5 ml. Atât ai uncia. Și zice, dacă ai slăbiciuni, dar mai multe, că sunt la floral. Așa e textul biblic. Dacă ai una singură, nu e cazul.
și să fie și dese, că tot așa spune la Biblie. Dar dacă el nu vrea să creadă în argumentele teologice, spuneți că există un studiu care demonstrează că francezii, care începând cu vârsta de 14 ani, beau un pahar de vin pe zi, au, dar niciodată mai mult, au cu 25% mai puține accidente vasculare coronariene și cerebrale decât popoarele din jur. Și tot ei au un studiu că dacă beau mult, fac ciroză, fac și alte boli, și cancere gastrice, și hepatocarcinom hepatic, și așa. Deci, e vorba de doză, domnișoară. Explică că e vorba de doză. Și dacă vrea să vină și nu se jenează, adu-l la noi, să-l convingem noi. Bine? Așa, ok. Bine. Doamne ajută. Cred că o metodă bună, verificată în practica mea, este și să arunci prin casă niște mesaje care, pe care să nu le, să nu le împingi sub nas, așa. Dar lași o carte pe masă deschisă, cumva, sau nedeschisă, mai pui peste o bucată de vreme, așa, dar niște lucruri foarte palpabile, adică fie carte, fie un mesaj, un scoți de undeva, știi, un studiu, ceva, fără să pară ca o agresiune. Și sigur va lua aminte, sigur, sigur. Și sigur, dacă se întâmplă, să mai știți ceva, că omul în general care bea este un om deshidratat, nu bea apă. Și asta este un lucru foarte prost. Încercați să vedeți cum puteți face din vin șpriț și din șpriț cât mai lung șpriț. Și din șprițul cât mai lung, poate ajungeți la apă chioară. Nu e glumă. Să știți că este o metodă de a renunța mai ușor pentru cei care au greutate în a renunța. Mulțumim. Aș vrea să vă întrebăm, s-a vorbit de glutamat de toate aceste otrăvuri. Sarea e o dată pe care acum o găsim în toate alimentele din comerț. Ce efect are asupra noastră și mai ales al celor care avem probleme tiroidiene? Nu, dar doamna a întrebat ce efect are. Ce efect are, da. Vă spun eu pe un studiu propriu din 2002, când s-a dat hotărârea în România de iodare universală a sării. Această iodare universală a sării nu există nicăieri în lume. Este singura țară din lume unde poporul român este obligat să mănânce ceva ce vrea guvernul. Nu mai există așa ceva. Este... Părintele a făcut închisoare zeci de ani ca să nu apară asta într-o țară sau în România. Să te oblige guvernul să mănânci ce vrea el. Experiența asta s-a mai făcut pe trei zone în lume înainte. Pe o școală din Brazilia, pe un sătuc din Olanda și pe un mic orășel din Australia. Tasmania. Toate trei experiențele au dovedit că în grupul populațional respectiv a ieșit o catastrofă. Și eu am scris atunci când a apărut acest hotărâre de guvern un articol pentru care m-a sunat Ministerul Sănătății și m-a amenințat puțin să nu mai scriu. Și am spus în baza celor late trei studii că prima consecință va fi creșterea cancerului de tiroidă, a incidenței cancerului. Ceea ce s-a și întâmplat. Între 2002 și 2006, cancerul de tiroidă în România s-a dublat. După 4 ani de funcționare acestei hotărâri de guvern. Din 2002 până acum au trecut 15 ani. Deci dacă în 4 ani s-a dublat, în 15 ani e de 4 ori câte dublu. Deci, probabil că așa e acum în România. Hipertiroidia a crescut de 5 ori și jumătate,
iar hipotiroidia, care sperau ei să o, sperau, nu sperau, că de fapt nu... Da, ținta n-a fost asta, vă spun eu în paranteză acum, ca fiind neverificată, dar e bine să știți că s-au gândit unii și la asta. Iar hipotiroidia a rămas neschimbată. Ei au spus, lipsește iod din poporul român. Dar nu poate, poporul român e de 2000 de ani aici, nu poate acum brusc, după 2000 de ani, să lipsească iodul de în subsolul, la sute de metri adâncime. Da. Da, eu nu vreau să instig pe nimeni așa, dar e vorba totuși de un indicator de sănătate publică al poporului român, care și-a dublat cancerul de tiroidă în 4 ani. Și de aceea eu vă spun ce mi-a spus un ziarist. Nu industria farmaceutică, că asta e industria alimentară. Dar mă rog, cam așa. Și toată hotărârea de guvern s-ar fi dat pentru prietenia unui membru al guvernului din vremea aceea cu un domn din Scoția care avea o fabrică de iod. Și au crescut vânzările de sute de milioane de ori într-o zi. Într-o zi. Deci din ziua în care 20 de milioane de oameni trebuie să mănânce numai sare odată, nu o luați drept verificată, că nu este. Dar zvonuri avem voie să spunem că poporul român e un popor zvonar și iubește foarte mult asta și eu sunt și eu român și luați-o așa, ca pe un zvon. Și sunt tentat să cred asta pentru că peste 2 ani m-a chemat Cioloș la el. Era ministru al agriculturii. Și mi-a zis, domnul doctor, eu știu, am urmărit, prima tale, te-ai luptat pe televiziuni, pe asta, să nu se dea acea hotărâre de guvern cu iodarea sării. Poți să-mi faci un studiu cu efectul fierului în pâine? Că ei tot timpul mă contraziceau la televizor și ziceau, domne, degeaba vorbești mea dacă poporul român este un popor hipotiroidian, n-are iod în el și noi vrem să-l salvăm. Sigur, replica mea, când am făcut rost de statistică, a fost, domne, fața voastră nu prea arată a niște salvatori care iubiți poporul român mult, mult de tot așa și vă luptați și faceți tot ce vă stă în putință să-l salvați. Și când am luat statistică, am aflat că în România erau 10.000 de hipotiroidie. Deci nu puteți să dați o hotărâre de guvern pentru 20 de milioane de oameni ca să rezolvați 10.000. Hai să fim serioși, ăia și-au o pastilă și să rezolvați. Și i-am spus lui, sigur, i-am spus lui domnul Cioloș, domne, vă fac studiul ăsta, dar de ce trebuie să băgați fier în pâine? Păi zice, așa m-am dus și eu și am întrebat la minister, la guvern, primul lucru. Și replica a fost așa. Păi, mă tale, ca ministru al agriculturii, nu știi că poporul român e anemic, domnule? Da. Deci, iată. Probabil că era o afacere mai bună decât cu iodul. Da? Ok. Vreau să vă întreb și dacă știți cumva, Alzheimer-ul poate fi o boală care să se vindece prin post. Și de asemenea, eu am mai auzit afirmația acum că Alzheimer-ul ar fi o boală demonică. Nu știu dacă există și niște argumente teologice și de vedere acest lucru, dar din punct de vedere medical. Prima dată trebuie să lămurim două noțiuni în conceptul de medicină creștină. Există persoane atacate de demon și există persoane stăpânite de demon. Să nu faceți confuzia asta niciodată. Lucrul acesta, a fi atacat sau a fi stăpânit de demon, nu e ușor de diagnosticat. Trebuie o conlucrare între medicul creștin și preot, în special preotul duhovnic. Am avut odată în cabinetul de doctoriță, părea foarte evlavioasă așa de când a intrat în cabinet.
După aia am aflat că nu lipsea la nicio liturghie, la nicio priveghere, înaintea marilor sărbători, era postitoare mare, se ruga pentru bolnavii ei. Era modelul creștin, așa, ideal. Și am întrebat-o, ce te supără? Și ea mi-a zis, sunt demonizată. Și am întrebat-o, de unde știi că ești demonizată? Și așa mi-a spus mie, Părintele. Dar era clar o greșeală de diagnostic. Ea nu era demonizată. Avea succes la bolnavi, se comporta normal. Atacați de demoni au fost toți sfinți, autentici, din lume, de până acum. Dar posedați de demoni sunt numai cei care conlucrează cu demoni. Intră Părintele într-o casă și spune, Hristos a înviat. Și unul de acolo spune, nu e adevărat, n-a înviat, nici avară. Ăla putem presupune că e posedat de demoni. Da? Vorbește demonul prin el, da. Nu știu să fie studii teologice sau teologico-medicale care să demonstreze că un bolnav cu Alzheimer este o posesiune demonică. De fapt, cred că demonul nu acționează pe diagnostice, ci pe oameni. Ținta demonului este omul, nu un anumit diagnostic care a fost inventat acum 100 de ani sau 50 de ani. Orice om poate să fie demonizat. Și unul care pare sănătos. Cei care v-au scăzut salariile dumneavoastră poate să fie demonizați. De exemplu, toate că par, ok, vedem la televizor tot timpul, par sănătoși, rubiconți, deci diagnosticul e greu de afirmat. Pe de altă parte, boala este o boală a timpurilor noastre. Incidența ei a crescut enorm în ultimii 50 de ani. Enorm. Și există suficiente studii care se leagă tot de ce intră în om și ajunge în creierul lui. Cel mai remarcabil studiu care circulă este concentrația de mercur din creier la oamenii care au avut multe plombe cu aliaj de mercur. La fel și Parkinsonul, pentru că mercurul se localizează în nucleii extrapiramidale. Și cine știe, poate doamna doctor să ne spună toți aditivii care îi băgăm noi în noi, pe ce structuri și rețele nervoase să mai duc în final. Cred că o observație pe care o am eu și legată de câteva cazuri pe care le-am avut în preajma mea a fost depresia. Până la urmă, pentru mine, Alzheimerul este o depresie profundă. Un refuz de a mai trăi în relațiile în care trăiești, de fapt, o fugă. O fugă de mediul în care trăiești. O recomandare pe care am făcut-o într-o astfel de situație, familia respectivă, având și o familie și o locuință la țară, a fost, mergeți la țară și dați-i de lucru. Să sape, să facă ceva și o să vedeți ce. Cu bucurie vă spun că s-a restabilit. Nu știu dacă în totalitate. Nu cunosc pacientul meu de înainte. Dar evoluția a fost foarte bună. Omul a reușit să se reintegreze în familia lui. Asta este un lucru foarte important. Deci viața asta pe care o ducem acum între, eu știu, piață și patru pereți acasă, 6, 8, 10, lipsa de timp între telefonul, televizor foarte mult, televizorul te slăiește cerebral și te sărăcește mental și sufletește. Dacă stai la televizor, dacă stai pe telefon, dacă stai în calculator, nu poți să ai viață normală multă vreme. Deci este un lucru foarte grav de care trebuie să luați aminte. Eu cred că trebuie scoasă persoana din mediu. Vă spun cu toată așa și trecut pe o alimentație vegetariană. Eu vă spun că am avut o astfel de situație. Au fost vreo două, trei persoane. Una dintre ele a fost cu care eu nu am lucrat, a fost soția doctorului Ivan, Sabin Ivan, de exemplu,
care, eu știu mai bine că fiica lor mi-a fost studentă și știu mai bine ce era acolo. Și femeia săraca, pur și simplu, eu consider că a făcut Alzheimer pe dorința de a fugi din lumea în care trăia, că nimeni convenea deloc lumea. Luați aminte la această afirmație pe care o fac cu responsabilitate și vedeți ce se întâmplă. Mă iertați să vă spun de legare de legare. Ar fi trebuit să spun și la început în cuvântul meu, dar pentru că sunt foarte multe lucruri legate de post, nu le ajunge această seară. În primul rând, pe scurt, dezlegarea este dovada unei neputințe. Părintele Teofil de la Sâmbăta zicea postul post cu mâncare de post. Tot ce apare dezlegare, spunea și la început, unii și au singur, adică post catolic, post ușor, post cu nu știu ce fel de alimente. Eu vorbesc duhovnicește aici. Domnii invitați, stimați invitați, ne spun lucrurile mai adânci legat medical și religios. Dar noi o zic, dezlegarea pe care unii credincioși, chiar o solicită părinte, sunt bătrân, sunt în vârstă, iau medicamente, nu pot să țin post, sunt dați dezlegare. Încă o dată spuneți, este dovada unei putințe, a unei sărăcii, a unei defecțiuni. Și atunci noi nu facem postul ca un cântar, pun puntală în ceva, ci pe talul la ceva și echilibrez cântarul. Sigur că noi, ca părinți duhovnici, am învățat și noi de la mari noștri și duhovnici, că atunci când apare această neputință trupească, sigur, cu dorința unei dezlegări, adăugăm, nu ce suplimentăm, adăugăm și spunem, atunci asta întâlnim rugăciunea, dacă poți prezența la Sfânta Biserică, fapta bună legată de post, rugăciune, faptă bună, ce spuneam și la început. Să mai țineți minte un lucru și asta e valabil pentru noi toți. Dezlegarea în ortodoxie, în Biserică Ortodoxă, se dă personal și direct. Nu se face publică, nu se face pentru un grup de credincioși. Din ce cauză? Chiar dumneavoastră puteți să răspundeți, pentru că fiecare are neputința lui, își cunoaște neputința lui și fiecare, ce e foarte important, știe măsura unde se poate opri și până unde poate scădea. Se spunea mai devreme, spunea domnul doctor că, și doamna doctor spunea că poate să fie și un post fals, adică să crezi că postești, dar faci un pas în față, un pas în spate. Dar tu nu postești. Așa, în braț, cu niște alimente, așa, cu rugăciunea nu mai vorbesc, postul și rugăciunea, ce tală puternică, ce forță are. Și cât de greu observăm în duhovnicie, mai ales în zilele noastre, cât de greu se roagă credincioși. Îmi spun, uite, ia o carte de rugăciuni, citește, adaugă. Deci să vedeți că sunt cam lungi, că sunt multe, nu se poate, că la carte, că bun, tot felul de motivații. Sigur, toate în defavoarea noastră, sufletească. Toate au repercusiuni și trupești. Cum spunea și doamna doctor, îți ocupi timpul cu televizor, cu alte lucruri care te slăbesc, nu-ți dai seama, dar tu vezi că ești neputincios. Deci, odată spun, dezlegarea este posibilă, se dă în situații în care se dă, nu este imposibilă. Noi nu facem din post o obligație. Spunea domnul doctor, postul nu este o virtute, este o cale. El mă ajută, alături de celelalte lucrări sfinte, să ajung undeva. Și el unde mă duce ca postul? Și rugăciunea și milostenia. În fața Sfântului Altar, exact ce spunea domnul doctor, la taina euharistică. Duminica viitoare este pilda celor poftiți la cine. Este extraordinar, înaintea mare sărbători care ne așteaptă și care ne-a adunat în această seară. Și spune acolo Mântuitorul, dați-i afară pe cei care nu au haine de nuntă, adică nu sunt pregătiți.
să participe la cina mea. Celelalte lucruri le spune domnul doctor. Lucrând de 25 de ani cu preoți de spital, împreună și împrietenindu-mă cu ei și convocând cu ei, am avut și bolnavi care voiau să postească excesiv, ceea ce e o altă greșeală. Și veneau la mine și îmi spuneau, spune-i lui părintele să mă lase să postez, că nu vrea să mă lase și n-am cum să-l convinc. Mai mult decât era scris în canoane, în cărți. Mai mult, tot mai mult, tot mai mult. Deci, cu sfat și cu rânduială, așa. E. Părintele Argatu îmi spunea că postul cu rânduială al bisericii poți să-l expui, poți să-l mărturisești, poți să te duci într-o familie mai puțin credincioasă și îți dă să mănânci vinerea carne, spui că vă spărați un postez, dacă aveți o ceapă, ceva cu puțină pâine, postul particular recomandat de duhovnic în alte zile decât cele cu rânduială, nu trebuie să-l spui că te lauzi și după aceea te trofești și din ce în ce mai multe vele. Părinte, cea mai vie testimonială este să ne spuneți dumneavoastră ce ați mâncat în închisoare. Frații mei, din discuțiile, din expunerile frumoase care le-am ascultat, se vede cât de importantă este această binecuvântare sufletească și trupească care este postul. Și pentru noi în biserică, postul este un fel de etapizare a vieții spirituale a noastre. Că ținem postul Crăciunului, vin câșnegile, vine postul Paștelui, vine și noi le zicem perioada Triodului sau a postului mare sau care le mai, cum le mai spunem. Și pe vremea când părintele era elev și eu eram profesor, îi învățam și despre post. Și spuneam cum era teoria noastră religioasă, că sunt epoci de post care sunt prescrise de biserică pentru a ne pregăti pentru anumite sărbători. Și unul, când l-am întrebat și trebuia să răspundă oarecum după regula spusă, îmi spune, postul este o armă asupra diavolului. Total atipic, dar foarte adevărat și foarte perfect. Domnul doctor ne-a vorbit la început despre zilele creației. Îmi spune că după fiecare zi a văzut Dumnezeu că este bine așa. Deci Dumnezeu a făcut lumea perfect, fără de nicio greșeală, că dacă n-ar fi fost așa, ar fi fost rău pentru lume. Dar Dumnezeu a creat lumea din dragoste. Tot ceea ce există anormal în viață este datorită păcatului. Și păcatul a venit prin ispită de la cel rău. De aceea Dumnezeu ne-a dat această armă ca să ne apărăm de toate ispitele și să ne păstrăm sănătatea. Postul este o armă asupra diavolului, asupra ispitei. Și o spune când l-a vindecat pe un îndrăcit, când le-a spus celorlalți că acest soi de demoni nu pot fi înviși decât prin post și rugăciune. Și sublinez aceasta. Puterea postului și a rugăciunii sunt mari de tot. Și până și postul, cum ați auzit, este o metodă de însănătoșire. Și cine respectă postul, se însănătoșește. Nu suferă cu nimic, dar trebuie să știe să păstreze dreapta socoteală, cum spun
părinții bisericii și să nu facă excese, cum a subliniat domnul doctor. La Frăsinei a fost un părinte care a dus excesiv oarecum aceste lucruri și n-a trăit așa cum ar fi trebuit și cum ar fi vrut să trăiască. Până și pâinea o făcea la soare să nu fie prin cuptor și nu știu cum. Dar băgați de seamă, viața călugărilor a unora dintre ei este toată numai post în raport cu viața noastră a mirenilor. Nu mănâncă niciodată carne. Sunt total abstinenți de la băutură. Și cu toate acestea nu suferă. Duc o viață frumoasă și până la adânci bătrânețe. Fiindcă postul, oricum ar fi, nu strică nimănui niciodată. Și fiindcă a fost o întrebare despre dezlegare. Când vă uitați în calendar, zice dezlegare la unde lemn și vin. Cam cum vine dezlegare pentru mine, Mirean? Nu se referă la noi, la mirenii, care ne duce în viață așa cu greutățile noastre. Se referă la cei care duc postul, care duc viața după rânduiala de la începutul existenței lui, când Dumnezeu a văzut că e bine să fie așa. Și pentru aceștia e dezlegare să mănânce și cu un de lemn și să bea puțin vin, cum zice Sfântul Apostol Pavel, pentru neputințele lui Timotei, ca și ale noastre. Și când îi spui că poți să bei un pahar de vin, dar cum, cu degetul așa sau așa? Și dacă păstrezi dreapta socoteală, vinul te ajută, altfel te aruncă în noroi. Și nu e bine. Și pentru aceasta postul e binecuvântare și trupească și sufletească. Dar mai ales este o armă împotriva diavolului. Și acest lucru să nu-l uităm niciodată. Ani întregi de temniță și care, iată, a ajuns prin post, de voie sau de nevoie, cum spune doamna doctor atât de frumos în cartea sa, la vârsta de 94 de ani, să-i urăm la mulți ani Am 100 fără 6. Are 100 fără 6 ani. Înainte de momentul de final, care este și surpriza acestei seri deosebite, aș vrea să îmi fac o datorie de onoare din a vă prezenta o apariție editorială a Fundației Creștine Părintele Arsenie Boca. Este o carte despre care editorul nostru susținea că este cea mai frumoasă poveste de dragoste pe care a citit-o. Se numește cartea Nu ferim pustie. Și o să rog să vină alături de mine pe autoare ca să o cunoașteți, pentru că n-ați cunoscut-o până astăzi. Elena Brunar. Pentru că ea